Doamnelor și domnilor, el este Marius Moga, ne revedem după ceva vreme și pe de altă parte teaserul e făcut probabil în nostalgia vremurilor în care coada la Marius Moga ca să-ți facă piesă începea la Victoriei și se termina la Casa Presei, nene. Și lumea își dorea ca toată lumea să le facă Marius piesă, că mergea piesa, ajungea hit. Și de la un moment dat oamenii se și supărau, dar omul era unul, nu putea să facă 1000 de piese. Mă, Marius, nu, bun găsit, nu te-ai gândit niciodată că în momentul acela trebuia să cauți, nu știu, ceva, o clonare, o treabă, nu știu, să fi făcut ceva? Da, clonare încă n-am găsit, dar în schimb am găsit mulți alți producători și songwriter super talentați. Și acum e o echipă foarte mare și sunt mai mulți oameni pe care îi caut artiștii. Așa că asta a fost singura variantă. E adevărat. Vreau să te întreb dacă ai tu, dacă ai nostalgia celor vremuri când toată lumea era pe capul tău sau ți-e mai bine acum? Oricum sunt o grămadă de proiecte în capul meu tot timpul. Nu cred că am eu nostalgie. Eu trăiesc în prezent. Mă obișnuiesc și mă adaptez repede cu situația. Pe de altă parte, cine spune că Marius are mai puține hituri, nu ascultă cu atenție, pentru că eu îl apreciez pe Marius și pentru faptul că vocile apelează la tine, că mai știu oameni, adică sunt foarte multe fete pe care dacă le-ai scos butoanele din ele, s-a terminat treaba. Nu mai zic că le mai vezi la câte un concertel, simte nevoia să bage, înțelegi, riful, să aude chitară, rage un pic, să uită cetățeanul din corlatele așa și zice... Da, frate, n-am înțeles, dar era ea. Ori tu ai lucrat cu voci și apreciez foarte mult chestia asta la tine. Ai rămas la fel de acid. Dar nu cu tine. Nu, mă, în general, așa, exprimarea ta e... Să dăm. Nu să dăm, să spunem adevărul, Marius, că eu i-am văzut. Adică eu nu vorbesc din filme, am văzut. Deci, da, pe de altă parte, apropo de... oameni noi pe care îi vezi. Știu că astăzi o să avem chiar pe o tânără voce pe care tu o, cum să spun, o binecuvântezi, dacă pot să spun așa. Doamne. Nu, cred că mai frumos e să spunem că sunt artiști care te inspiră să lucrezi, să faci albume și Carla, X Carla Maria e unul dintre ei sau una dintre ele. Artiste. Mi se pare că are ceva special, toată echipa de aici lucrează foarte bine cu ea și super ușor și are un timbru foarte radio, ca să-i spunem cel mai simplu. Da, o să o vedem imediat, ea se pregătește, este în culise aici, aici la noi. Marius, te-am văzut, felicitări pentru, te-am văzut în juriu la Proiectul TV, cred că locul tău evident că este acolo, având în vedere acest background senzațional al ultimilor 20 de ani. Vreau să te întreb, ce faci tu când nu muncești, dacă există așa ceva? Family time, nu? Da. Am o fetiță care crește pe zi ce trece și cam asta fac. Și ce mai fac când îmi rămâne timp, mai cochetez și cu realitatea virtuală și producții virtuale. Am deschis împreună cu Sebastian Dobrincu o companie, Ireal Metal Labs, care practic îți oferă posibilitatea să filmezi într-un platou ca și cum ai fi în locații, fără să te deplasezi. Foarte tare. Da. Am cu ce să-mi ocup. Foarte tare. Și asta este o ofertă pe care o faci, de exemplu, unor televiziuni sau celor care vor să meargă în zona de online și să pară că e acolo. Cred că e în trei direcții. Clipuri muzicale, am făcut și televiziune, am făcut deja producție virtuală pentru un show TV și multe reclame, advertising. Foarte frumos. Vreau să te... Mor colegele mele să știe ce ai pe tavan. Că pe tavanul tău se văd niște... Da, domne, ca să sune bine, să ajungă sunetul bine la el. Nu v-ați prins? Uite, este izolare, nu? Asta e simbolul de Moga Music și e antifonare, practic. Antifonare, păi da, foarte frumos. Da, ai văzut, domne, nu știai ce e simbolul de Moga Music, doamna producătoare. Mergem mai departe, vreau să te întreb dacă fiica ta te moștenește.
Da, fiica mea are o fire artistică și mă moștenește și la încăpățânare, deci doar ce-i place ei, fie că e dans, fie că e muzică, are propriile ei preferințe, știe foarte multă muzică, cum începe o piesă, zice eu știu piesa asta, eu știu piesa asta. Și e sensibilă, dar puternică în același timp. Vreau să te întreb dacă la un moment dat nu ești de acord cu gusturile muzicale ale fiicei și dacă spui unde. Adică tu zici, tu îi zici tu, mă tati, parcă piesa asta ar merita, ar merita nu un public ca tine și dacă te înțelegi cu ea. Păi să știi că sunt câteva melodii din astea la care lucrăm acum, de care se atașează și mi-aduce mereu aminte. Vreau piesa cu tare, vreau piesa cu tare, tati, pune piesa cu tare. Și altele pe care nu e în target, probabil. Dar ea, când genul ei preferat, cred că e rock. Pentru că, da, cam asta îmi cere tot timpul. Ce te faci, Mariuse? Rock n-ai făcut încă. N-ai asta, făcut rock. Asta zic, încă. Da, pe de altă parte, fetele cu rock-ul mai încet prin România, dacă stau bine să mă gândesc. Să știi că lucrăm cu o fată care chiar a fost în show de care zici și care e foarte bună pe zona aia, Rockmina. Foarte tare. E foarte bine. Aș vrea să te mai întreb și te țin de vorbă, pentru că acum la noi au căzut puțin luminile. Tu nu știu dacă mă vezi pe mine în beznă. Eu te văd pe tine în lumină. Artista este pregătită. Ia uite, doamnelor și domnilor! Marius Loga e în lumină. Noi suntem în beznă și în tunel. Ia, fii atent că era... Wow. Bravo, mă, a luat-o la cheie. N-ai treabă, bă, băiat. Asta e. Lucrăm în televiziune, lucrurile se întâmplă direct în direct, cum ar fi. Suntem în casa presii, ci că din când în când mai bântuie câte o fantămă pe la butoane. Nu la noi, în general. Asta este. E foarte bine. Mă bucur că ești, cum să spun, ești liniștit acasă și fiica ta te împlinește. Acum însă, uite, chiar îți te rog să... Domnișoara, ai pregătit propunerea lui Marius Moga, doamnelor. Domnul, împreună cu el vom asculta piesa și tocmai pentru că ai un, cum să spun, un trecut marcant în ceea ce înseamnă Proiect TV, o să te rog să o prezinți tu. Și după aia fata cântă. X Carla Maria, Așa o fată. Așa o fată, doamnelor și doamnelor și domnilor, fata ta, așa o fată talentată cum ar fi, bine ai venit. Uite, bine, Marius este în spatele tău. Uite-te în spatele tău că e Marius. Ai văzut? Ai văzut? Acum este momentul să-mi spui ce înseamnă Marius Moga pentru tine și te rog să-mi spui cum ai lucrat cu el, după care o să-l rog și pe el. Am spus că momentul în care te recomandă Marius Moga, se duce. Te rog. În primul rând, sunt foarte recunoscătoare pentru Marius. El este mentorul meu și a avut un impact foarte mare asupra începutului meu de carieră. Nu cred că fără el aș fi reușit să am atâta încredere în mine și să ajung până în punctul acesta. Lucrăm foarte bine împreună. Îmi place foarte mult să lucrez cu Marius, chiar dacă tinde să fie puțin așa perfecționist. Dar mie mi se pare că facem o treabă foarte bine împreună, foarte bună împreună. Bravo! Marius, ce, auzi, mă, deci ai băgat sperietura în față că ești prea perfecționist. Da, nu știu că există prea perfecționist. Există perfecționist așa sau este. Nu? Așa este. Păi na, ce să fac? Asta e stilul. Trebuie să fie perfectă treaba. Foarte bine. Dar pot să vă zic povestea. Piesa asta am scris-o cu Marius Mirica, Ștefan Ioniță, Teodora Sava și Alex Coman. Și ne gândeam să tragem un ghid cu Carla. Și cred că așa am păcălit-o. Că dădea să plece acasă, era și seara târziu. Cred că a doua zi pleca înapoi la, în Ardeal. Și am zis, hai numai să tragem un ghid câteva minute, să vedem cum sună. Și s-a transformat în 5 ore de tras voci. Fiindcă suna bine și am zis, mai bine o terminăm acum decât să tot facem pe bucăți. Și i s-a potrivit din prima. Like, n-am avut ce să comentez. Doar că sunt eu atent la detalii, da. Pentru asta am tras ceva duble. Ea a cântat bine în fiecare dublă, dar nu notele le căutam, ci nuanțele.
Noaptea a fost lungă, dar fructuoasă, doamnelor și domnilor, cum s-ar spune. Că bănuiesc că v-a prins dimineața când ați terminat. Nu, nu chiar dimineața, dar... Nu mai știu, cred că 11-12 noaptea, ceva de genul, că începusem pe la 8, 7-8. E bine, noi am crezut că da, e foarte bine. Doamnelor și domnilor, Marius Moga, îți mulțumesc, Marius. Thank you. Să avem mână bună, ca să zic așa, că și la emisiunea mea am avut mână bună și oamenii au avut parcurs bun în carieră. Îi urăm Carlei. Și urlăm. Nu-i urlăm nimic, fete, că noi suntem politicoși și nu vrem să intrăm la vreun Me Too sau o chestie de genul ăsta. Dar îi urăm Carlei mult succes, ai grijă de ea în continuare. Mulțumim, a fost Marius Moga. Toate bune, mult succes, mersi. Ne mai vedem. Vă salut, guys. Mulțumesc, bye bye. Și eu. Mulțumim, ne întoarcem după scurtă pauză.